Situația financiară a multor suceveni este precară. Costurile pe care le suportă părinții pentru a oferi copiilor o educație și pentru a-i purta în școală se ridică la sume importante. Există cheltuieli cu rechizitele, cu îmbrăcămintea, cu transportul. Tocmai de aceea, Ministerul Educației vine în sprijinul lor și acordă elevilor cu situație financiară dificilă bani de liceu. Problema este că sunt elevi care dau cu piciorul acestui ajutor financiar. Mai mulți elevi suceveni și-au pierdut bursele primite de la stat. Motivul? Absențele. Aceștia primeau de la stat 180 de lei lunar prin programul Bani de Liceu, dar au încălcat cel puțin una dintre condițiile esențiale impuse de stat. Fie au adunat peste 20 de absențe nemotivate, fie au nota scăzută la purtare. La nivelul județului Suceava există 10.019 elevi beneficiari ai bursei sociale Bani de Liceu. Și din evidențele ultimei luni sunt încă beneficiari 9.676 pentru care s-au făcut plăți. Apoi, pentru bursa profesională există 860 de beneficiari, de asemenea dintre care au rămas în continuare, adică au păstrat bursa, 793. Deci avem un număr mai mic de beneficiari ai celor două programe sociale față de începutul anului școlar, deoarece au fost elevi care au pierdut acest ajutor social datorită absențelor înregistrate. În România, peste 100.000 de elevi au fost selectați pentru a primi bursă Bani de Liceu. Ajutorul bănesc vine însă cu două condiții esențiale. Elevii trebuie să provină din familii unde venitul brut lunar pe membru de familie să fie de maximum 150 de lei. Și odată ce primesc bursa, tinerii să stea cu burta pe carte. Tocmai pentru că mulți au încălcat acest ultim criteriu, au pierdut bursa. Același lucru au pățit și elevii suceveni.